Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru miercuri. Așa cum știți, avem conjuncția la grad exact Venus-Neptun, care deja se simte, o să se mai simtă și în următoarele zile. Doar că, na, miercuri e mai puternică. Și uite, prima parte a zilei de miercuri iese puțin cu mici, mari scântei, poate legate de drumuri, poate acolo ar fi bine să fim mai atenți, poate legate de acte, poate sunt acolo mici, mari tensiuni, poate legate și de relația cu autoritățile, însă, în general, vorbind de ziua de miercuri, femeile reușesc să calmeze lumea, femeile reușesc să liniștească lucrurile și eu zic că este și un moment în care, nu știu, ni se arată un adevăr, ni se arată lucrurile poate chiar așa cum sunt, pentru că în a doua parte a zilei de miercuri, atenția tuturor va fi pe prieteni, pe adevăr, pe libertate și în a doua parte a zilei de miercuri veți observa că, nu știu, fiecare în domeniul său de viață, da? Într-un domeniu anume de viață și o să discut pentru fiecare zodie, acolo lucrurile sunt foarte ciudate, acolo lucrurile sunt foarte diferite, parcă nici măcar nu ne vine să credem ce se întâmplă, parcă e o poveste desprinsă din filme, da? Parcă trăim un film, parcă trăim un basm, parcă ceva nu este real acolo, este o dorință foarte mare de schimbare, aș zice eu, și în special femeile vor surprinde foarte, foarte mult în ziua de miercuri, da? Foarte mult. Posibil chiar prin deciziile pe care acestea le iau, da? Dacă în ultimele două săptămâni din martie, doamnele și domnișoarele, nu știu, poate am fost așa mai, nu știu, poate am mai suferit, poate am mai trecut cu vederea anumite lucruri, poate am fost puse în, da, niște situații destul de puternice, destul de dure. Ei, uite, acum ne-a venit rândul, să zic așa, să dizolvăm anumite granițe, anumite limite pe care ni le-am pus, însă în egală măsură zic eu că este și un moment în care începem să vedem și adevărul, da? Începem să vedem și lucrurile așa cum sunt și bineînțeles, na, se poate trece de la teorie la practică, însă poate să fie și o zi, uite, cu cereri în căsătorie, poate să fie și o zi în care se discută lucruri importante privind viitorul unei relații, privind viitorul unei situații în care ne aflăm. Și uite că suntem în data de 3, împărăteasa, da? Și pe de altă parte avem aici diavolul și cu îndrăgostiții, deci o zi în care, știu eu, poate o să fim tentați să facem exces, da? De mâncare, de pasiune, o să vrem să trăim intens, dar așa cum am zis, fiind spânzuratul aici, poate, știu eu, ne cam trezește la realitate și ne face să vedem lucrurile altfel. Și zic eu că este și un moment în care acolo unde, nu știu, n-am sacrificat, unde am stat, am fost limitat sau n-au funcționat lucrurile, ei, uite, acum e momentul. Și eu zic că e o situație foarte, foarte pozitivă, da? Pentru toată lumea, poate fiecare are parte de o bucurie, poate fiecare simte că se poate elibera din niște lucruri toxice, pentru că Saturn acolo a cam restricționat lucrurile și acum Venus întâlnindu-se cu Neptun, ambii se simt superb în semnul peștilor, deci vă dați seama ce energie de basm de film e în lume, dar pe de altă parte, atenție, toată energia asta, da, combinată și cu Pluton vărsător în conjuncție cu Luna și cu tot ceea ce mai este pe cer, poate să fie și un moment al adevărului în care pur și simplu parcă nu ne vine să credem ceea ce aflăm, parcă nu ne vine să credem cum anume stau lucrurile. Da? Deci depinde de fiecare. În sfârșit vedem unde e toxicitatea, da? Într-o relație, într-o situație anume. Și poate universul ăsta ne ajută acum și vedem lucrurile mult mai reale. E ca și cum zicem, băi, stai puțin că pot să mă și bucur de viață, adică nu doar să fiu tristă sau nu doar să plâng. Da? Bun, în general, repet, doamnele și domnișoarele în perioada asta au așa un aer special, un aer divin, sunt visătoare, poate se simt mai obosite, poate simt nevoia mai mult să viseze cu ochii deschiși, să doarmă, să se odihnească, să facă lucruri din astea speciale și uite, da, și în preajma zilei de miercuri poate să crească dorința noastră în general de a studia mai intens dragostea, de a studia mai intens plăcerea, iubirea, credința, de ce nu? Credința, da? Credința. Bun, cam atât în mare parte, vă invit să ascultați și de la zodie și de la ascendent, vedeți și ce fac persoanele cele mai dragi vouă
Și, de asemenea, vă reamintesc și de previziunile pentru aprilie, că avem o lună tare încărcată. Deci sunt patru evenimente majore, foarte importante din punctul meu de vedere, da? Pe care le-am menționat deja pentru fiecare zodie în filmările generale. Dacă sunteți curioși și vă invit cu drag acolo să vedeți despre ce este vorba. Ușor, ușor apar și filmările pentru următoarea săptămână, când avem eclipsa totală de soare, da? în Berbec, care este primul eveniment foarte important din luna aprilie, da? Dar săptămâna viitoare avem două evenimente, deci și eclipsa, și conjuncția Marte-Saturn, da? Care oricum, așa cum am zis, deja ușor, ușor se simte, dar la grad exact e săptămâna viitoare. Hai să vedem ce se întâmplă așadar cu zodiile. Începem cu Berbecul. Pentru Berbec este o zi așa mai liniștită, aș zice eu. Poate dimineață mai apar mici mari conflicte pe acolo în relația cu partenerul, cu șeful, se reiau niște discuții, doar că este și un moment în care Berbecul este protejat, rezolvă ceva legat de un concediu, legat de o sărbătoare, legat de starea de bine, poate chiar miercuri de dimineață vă mai relaxați, vă mai liniștiți, primiți vești care vă eliberează. Iar în a doua parte a zilei de miercuri, Berbecul se concentrează mult pe prieteni, pe internet, pe viitor și uite acolo poți să primești o veste destul de interesantă privind un sfârșit, privind o rezolvare, privind ceva anume. Însă tot în preajma zilei de miercuri, așa cum am zis, Berbecul are ocazia să-și vindece o problemă de sănătate, da? Doar că vezi tu, fie este o problemă care are legătură și cu sufletul tău, de regulă așa este, dar pe de altă parte pentru alți berbeci începeți să vă dați seama că odihna și retragerea e sfântă pentru voi și poate știu eu puțină odihnă n-ar strica pentru Berbec în a doua parte a zilei de miercuri. De asemenea să știi că dacă vei simți nevoia să dormi mai mult, să te odihnești, e ok și cu siguranță mulți berbeci o să începeți să visați frumos la viitor, la viitorul unei relații, viitorul unei povești de iubire. Poate o iubire din trecut bate la ușă la nivel mental, la nivel emoțional sau la nivel fizic, cine știe. Unii poate simțiți nevoia să stați așa mai relaxați, mai liniștiți, e ca și cum trebuie să acceptați un sfârșit, da? Legat de un prieten, legat de o persoană dragă, legat de un proiect, legat de o situație. 8 de spade, 8 de cupe, da? Uite aici parcă lași în urmă un blocaj, lași în urmă ceva ce nu a funcționat. Da? Poate este vorba despre o situație legală pentru unii berbeci. Iar apoi avem 7 de bâte, deci ești foarte energic. 7 de bâte vine și cu un moment în care iei atitudine, dai exemplu celorlalți și cu siguranță te folosești de anumite lucruri frumoase care s-au întâmplat în trecutul apropiat. Cavalerul de spade e cu o mare surpriză pentru Berbec în ziua de miercuri, poate apar niște discuții în contradictoriu, poate să fie și un moment în care unii berbeci ziceți bă gata am obosit, schimb povestea, schimb situația, însă unii puteți să rămâneți tare surprinși de o veste total nebunească pe care o aflați în legătură cu o călătorie sau în legătură cu o vacanță, da? Poate să fie și asta. Zodia Taur. Pentru Taur este o zi tare drăguță. În primul rând, de dimineață, Taurul rămâne surprins pe niște secrete pe care le află, pe niște informații. E un moment de trezire pentru Taur. Niște vești bune care apar în prima parte a zilei de la un prieten sau de pe zona internetului. Poate sunt niște vești bune legate de un proiect pentru unii Tauri. Iar în a doua parte a zilei de miercuri, Taurul iese în evidență, se simte bine. Și uite, în a doua parte a zilei de miercuri, da, Taurul poate avea curajul să ia o decizie importantă privind o relație oficială, privind șeful. Unii Tauri poate primiți niște vești bune legate de un șef, legate de o problemă. E ceva mare acolo, dar cine știe, alți Tauri cu siguranță sunteți prinși și pe niște acte în a doua parte a zilei de miercuri. Viitorul unei relații pare tare strălucit, da, în ochii Taurului, dar pe de altă parte văd acolo o veste tare bună care apare legată de un copil, legată de persoana iubită. Poate este și un moment, da, în care iei o hotărâre radicală în legătură cu o poveste de iubire, în legătură cu o afacere, poate cunoști pe cineva nou. Doar că din toată povestea asta pentru Taur fie ieșiți bine financiar, fie sunteți ajutați să vă recăpătați oarecum încrederea în voi, da?
Deci e ceva fantastic acolo care se petrece. Eu zic că e un moment magic pentru Taur. Da? Ziua de miercuri. Poate aveți o ședință, aveți o întâlnire importantă. Unii Taur poate așteptați un răspuns tare important. Dar cei care vă știți, uitați prin relații de cuplu tensionate, uite, acum puteți să aveți curajul necesar să vă eliberați de acolo. Sau, cine știe, poate sunteți dispuși să faceți vreun sacrificiu. Că e posibil și asta. Cavalerul de monede, 7 de cupe. Deci taurul încetinește puțin în ziua de miercuri și începe să-și dea seama cam ce e real și ce nu. Pe de altă parte, este și o zi în care poate ai chef să lenevești, poate ai chef să stai, să visezi frumos la viitorul tău și să te sustragi, da, de la anumite responsabilități. 5 de cupe, da, e ca și cum regreți după ceva, după cineva anume. 5 de cupe poate să însemne pentru Taur și un moment în care trebuie să accepti un sfârșit, trebuie să accepti o eliberare. Iar ultima carte, diavolul, o legătură cu un capricorn, dar și multă pasiune. Este un moment în care Taurul poate începe să-și dea seama cam ce a fost toxic până acum și că trebuie să accepte un sfârșit sau trebuie să accepte că lucrurile cumva trebuie schimbate, în felul ăsta nu mai pot funcționa. Zodia Gemeni. Pentru Gemeni este o zi încărcată în prima parte a zilei. Acolo vedeți că, nu știu, miercuri dimineață, aveți treabă, trebuie să vă treziți de dimineață, aveți tot felul de lucruri de făcut. Însă, uite, tot miercuri primești o veste tare bună de la o femeie, cel puțin în prima parte a zilei. Este o discuție acolo frumoasă, liniștită. Iar în a doua parte a zilei de miercuri, în sfârșit, Gemenii se relaxează, se mai liniștesc. Atenția e pe partea de străinătate, spiritualitate, atenția e și pe zona aceasta studiilor superioare. Acolo sunteți prinși. Și ce e interesant pentru Gemeni e faptul că, uite, miercuri poți să primești o veste tare bună din zona străinătății. Alți Gemeni, în sfârșit, aveți curajul să călătoriți undeva, da? Poate singuri sau poate vă luați pe cineva cu voi. Deși, știți cum, poate e bine în perioada asta să vă bazați doar pe voi, da? Acum, dacă vă găsiți cu cine, tot înainte. Pe de altă parte, Gemenii pot primi o veste foarte bună legată de zona străinătății și de o sumă de bani. Pentru voi, v-am mai zis, e și cu o pierdere și cu un câștig toată povestea asta. Da? Adică și ceva se pierde, dar se și câștigă în același timp. Începe să vedeți un adevăr și da, adevărul mai și doare câteodată, mai aflați un secret, mai aflați o informație, dar alți Gemeni pur și simplu simțiți că străluciți de-a dreptul, dar pe de altă parte poate să fie și un moment în care nu vă vine să credeți efectiv în, nu știu, realitate, dar nu vă vine să credeți cum e realitatea în care trăiți. Poate să fie și asta. E o veste din trecut acolo. Sau poate să fie și o veste interesantă legată de cineva din casă, din familie, care îți vă surprinde destul de mult. Deci pentru Gemeni este o zi bună. Ieșiți în evidență, vă afirmați. Până la urmă, punctul norocului e în zodia voastră, deci nu are ce să fie rău. Cu siguranță sunt lucruri bune pentru Gemeni, da? Patru de spade, eremitul, o legătură cu un capricorn. Un capricorn, cu o fecioară. Nu știu, poate aveți treabă și cu un capricorn. Ia, uite, diavolul. Exact ce ziceam. Gemenii, în sfârșit, văd un adevăr, în sfârșit, văd lucrurile mult mai clar. Parcă ceva încetinește, parcă, nu știu, un detaliu face diferența, un detaliu schimbă lucrurile și cu siguranță pentru alți gemeni poate să fie și o zi în care în sfârșit sunteți puțin mai relaxați pe zona aceasta a muncii, adică cumva primiți niște răspunsuri care vă ajută. 8 de spade, aici e ca un blocaj oarecare pe care îl simți, dar și un moment în care cineva vine și te salvează, cineva vine și te ajută să nu cazi, te ajută să nu te afunzi în ceva anume. Ultima carte, pajul de monede, deci o veste care apare legată de zona studiilor sau este o zi în care Gemenii studiază, analizează lucrurile, însă foarte mult din punct de vedere practic. Da? Foarte mult din punct de vedere practic. E o veste bună care apare.
E o veste bună care apare, dar acum fie nu poți să te bucuri de vestea asta, fie pentru unii gemeni este vorba și despre un personaj pe aici care poate încearcă să vă strice treburile. Zodia Rac. Pentru Rac, de dimineață pot apărea niște discuții acolo ciudate la muncă, legate de acte, legate de niște lucruri care mai trebuie revizuite. Însă tot pentru Rac, miercuri, apar niște vești foarte bune din zona studiilor, vești bune legate de zona străinătății sau pentru alți raci pot fi vești bune legate de acte sau o discuție pe care o ai acolo cu cineva. În a doua parte a zilei de miercuri, pentru Rac se deschide o perioadă puțin aglomerată, poate atenția e pe bănci, e pe cheltuieli, poate atenția pentru Rac e pe o moștenire, poate este și un moment în care, nu știu, ți se apasă acolo niște butoane și cu siguranță Racul este tare surprins în preajma zilei de miercuri. Vezi că este un moment în care te poți îndrăgosti sau este un moment în care ți se cere să accepti clar o schimbare legată de o relație de iubire, relația cu un copil. Pentru unii poate e vorba de a vă maturiza, de ce nu? E nevoie și de o oarecare maturizare acolo, dar și de a accepta, de ce nu, o transformare prin care treceți. Unii puteți să vă folosiți foarte mult de inteligența voastră emoțională în preajma zilei de miercuri, însă este și un moment foarte bun pentru Rac, pe meditație, de purificare, de eliberare. Este un moment bun pentru Rac să rezolve niște lucruri foarte importante acolo. E o femeie magică, da, care te ajută sau cine știe, poate sunt oameni care vin și vor să apeleze la magia ta. Da, la magia ta. Unii raci sunteți puțin răziți la realitate privind o situație în care vă aflați și eu zic că ăsta e un lucru tare, tare bun. Da? Tare bun. În visarea aceea apare și acel element care face diferența. Da? Care face diferența. Ce este important pentru Rac în ziua de miercuri? E foarte important să îți asculți intuiția și să nu exagerezi cu absolut nimic. Chiar e important acest aspect. 9 de spade, dar nu știu, vă faceți aici niște griji în legătură cu o situație. 8 de monede, da, e un oarecare stres aici legat de muncă, legat de o schimbare bruscă care apare. Poate sunt lucruri care nu țin de tine neapărat. Unii poate vreți să vă mutați, alții poate aflați că trebuie să vă mutați, aflați de o călătorie, poate este ceva acolo care nu vă place neapărat. 5 de monede, deci este o senzație aici de singurătate, de abandon a cuiva sau un moment în care Racul trebuie să accepte un sfârșit, trebuie să accepte faptul că e cazul să se elibereze. Ultima carte, Cavalerul de monede, deci lucrurile aici devin serioase, devin stabile pentru Rac și așa cum am zis, vi se oferă acea dovadă fizică palpabilă pe care poate e nevoie să o luați în considerare. Racul află niște informații care ajută, adică te stabilizează informațiile astea, chiar dacă inițial ți se par ciudate. Dar pentru unii raci ca și cum nu vă vine să credeți, dar fie de faptul că auziți de un sfârșit, nu vă vine să credeți despre faptul că reușiți să rezolvați ceva legat de o bancă, unii poate auziți de o demisie, alți raci poate sunteți într-un moment în care cineva vă face niște declarații de dragoste și rămâneți și voi surprinși. Da, a venit pisica pe aici prin zonă, nu știu acum cât o să stea pe aici cu noi, văd că vrea să vină pe masă. Hai! Zodia Leu. Pentru Leu, uite, dimineața apar niște vești acolo ciudate legate de zona străinătății, poate e ceva legat de acte, ceva ce ți se pare ciudat, normal că a venit pisica, că doar e felină, trage la feline, nu știu ce are cu tine, ți-am zis că are ceva timp, doar la tine vine, nu știu ce înțelegere aveți voi, poate aveți și voi pisici, nu știu. Pe de altă parte, tot pentru Leu, este o zi în care, uite, reușiți să vă cumpărați ceva pentru voi sau este un moment în care leul începe să se simtă mai bine.
faci ceva din plăcere, primești recompensă, unii poate ziceți gata, îmi iau și o pauză pentru mine, mă relaxez, mă simt bine, unii puteți să aveți ceva acolo de lucru, dar vedeți voi din lucrul ăla vă ies bani sau ieșiți bine, sunteți apreciați. Pe de altă parte, miercuri, undeva de pe la amiază încolo, leul se concentrează mult pe relațiile cu ceilalți și intrați în contact cu mulți oameni, semnați acte, poate aveți mulți clienți și interesant este că leul o să rămână foarte surprins, da, de un sfârșit de care aude în legătură cu o femeie sau este vorba despre o relație care se rupe, o colaborare care se rupe. Pentru alți lei, nu știu, apare vreo femeie de prin trecut și vă apucă dragostea sau poate să fie o discuție pe care o reluați cu partenera sau partenerul și care vă surprinde destul de mult. Vedeți că poate să fie și o iubire din filme acolo, da? Adică sunt niște scenarii ciudate, poate să fie și o persoană care e mai sensibilă din fire și care vă poate da acum o veste, dar unii cu siguranță veți rămâne tare surprinși de o veste care ține și de partea aceasta financiară, da? Și de partea financiară a lucrurilor. Vestea asta ține de o situație veche care abia acum reușește să se închidă. Poate e un proiect, poate e o situație legată de o bancă, poate în sfârșit în relația cu partenerul lucrurile se mai liniștesc. Găsiți voi acolo o soluție, găsiți un punct de mijloc. Da? Hai să vedem pentru leu ce spune și tarotul. Serios, deci sunteți privilegiați. Asul de monede, bun, deci ai o coroană aici, asul de spade, două cărți de noi începuturi, da? Și cu trei de spade. E o hotărâre aici bună, leul primește o dovadă fizică palpabilă în această zi, dar de asemenea tot pentru leu înseamnă un moment în care începeți să vă simțiți mult mai sigur pe voi, poate chiar primiți o avansare, primiți o veste bună. Apoi, judecata, te revezi cu o persoană dragă ție, dar este și un moment în care leul așteaptă un răspuns de mult timp. Poate e un răspuns legat de un proces, legat de o separare sau poate să fie și un moment în care, ți-am zis, te revezi cu cineva și acum vezi omul ăla într-o altă lumină. Unii vă puteți îndrăgosti sau vă puteți reîndrăgosti de partener sau să aveți un moment pasional, intens, frumos. Ultima carte, Marele Preot. O legătură cu zodia Taur, dar pentru leu este și un moment în care parcă faceți o înțelegere cu cineva. Deci, luați o decizie, uite, privind o înțelegere, privind un contract. Poate este o veste importantă legată de un părinte sau legată de un profesor, un mentor. Este o persoană bună. Deci, leul începe să înțeleagă lucrurile altfel în ziua de miercuri. Zodia Fecioară. Pentru Fecioară, cum să zic eu, e o zi în care, uite, în prima parte fie este un moment pasional cu partenerul, fie pentru Fecioară poate să fie acolo și un moment în care vă puteți îndrăgosti miercuri dimineață sau să aveți o discuție plăcută cu persoana iubită, cu persoana dragă vouă, mai primiți o veste bună de la o colegă, de la o prietenă. Poate aici ceva legat și de acte care se rezolvă, acte legate de bani. Da? Însă, pe de altă parte, Fecioara Miercurii e concentrată și pe muncă, și pe sănătate, pe rutina zilnică. Și uite acolo, pentru Fecioara apare o schimbare, da? Fie este vorba despre un moment în care te îndrăgostești sau ți se pare ție acolo ceva ciudat, da? Ți se pare ție ceva frumos, parcă e rupt din realitatea asta, parcă e din altă direcție, da? Parcă e din altă lume, din alt film, din altă zonă. Și persoana asta sau situația respectivă te va determina, da? Să pui capăt la un anumit mod prin care te-ai manifestat până acum. Fecioara dă dovadă de autenticitate, este dornică să-și schimbe viitorul, este dornică să facă ceva palpabil, concret pentru viitorul său și tot pentru Fecioară, vestea care apare, poate este o veste despre final, nu știu, afli de cineva că și-a dat demisia, că nu știu, se desparte, că cineva nu mai vrea. Deci din toată situația asta tu ești bine, da?
ești bine, ești apreciat, ești susținut. Așa cum am zis, fecioara fie se poate îndrăgosti, fie se poate rezolva ca prin minune o problemă acolo. Da, o problemă. Unii puteți să aflați de o problemă de sănătate a cuiva din jurul vostru. Hai să vedem pentru fecioară ce trebuie să știți. În relațiile de cuplu, lucrurile pot fi mult mai bune, mult mai liniștite, dar aici fie vorba de o problemă de sănătate a cuiva, fie vorba despre o situație ciudată. 10 de bâte, 2 de cupe, da, e oarecare aglomerație în perioada asta pentru fecioară, poate pe zona relațiilor, poate în general în viață și e o apăsare mare care este dusă pe umeri de mult timp și care, bineînțeles, trebuie să dispară. Spânzuratul, o legătură cu zodia pești, dar și cineva care pune pauză, pune stop, cineva zice gata, până aici, nu mai vreau povestea, nu mai vreau relația. Ultima carte pentru fecioară, 5 de bâte. 5 de bâte, ai niște discuții în contradictoriu cu o persoană sau este o zi în care există o oarecare agitație undeva anume pentru fecioară. Poate are legătură cu banii, poate are legătură cu munca. E o revedere aici, dar și un sfârșit. Da, unii puteți să aflați de cineva, nu știu, că suferă din dragoste sau că are o problemă și vine la tine să-ți ceară ajutor. Zodia balanță. Pentru balanță este o zi în care, nu știu, lucrurile sunt acolo destul de ciudate. În primul rând, balanța dimineață. Poate simți acolo niște discuții ciudate în casă, în familie, poate sunt niște clienți vechi care revin, nu știu, nu le place ce le-ai dat, nu le place un serviciu pe care tu l-ai oferit. Dar, pe de altă parte, uite, tot miercuri reușești să rezolvi ceva legat de muncă. Cumva balanța reușește să găsească un echilibru, reușește să găsească liniștea. Doar că, ce să vedeți voi, în a doua parte a zilei de miercuri, balanța se concentrează mult pe copii, pe iubire, pe pasiune, pe o afacere, pe o colaborare și interesant e că în a doua parte a zilei de miercuri, balanței pur și simplu nu-i vine să creadă, da? Despre o veste pe care o audă, fie e ceva legat de un copil și are legătură cu un sfârșit sau cu o transformare prin care acesta trece. Poate pentru alte balanțe este vorba despre persoana iubită care la fel fie trece printr-o transformare, fie balanța se trezește cu un sfârșit. Pe de altă parte, uite, poate să fie și un moment în care te îndrăgostești, un moment în care zici gata, acum merg mai departe, iar alții poate în sfârșit începeți să vă dați seama că e cazul să faceți un sacrificiu. Da? Cineva acolo e foarte libertin, cineva vrea liniște, vrea libertate, vrea siguranță, vrea adevăr, vrea transparență și e posibil ca unii dintre voi, repet, să fiți foarte surprinși de o situație în care vă aflați. Toată povestea asta poate să vină și cu o pierdere, dar și cu un câștig la pachet, iar pe de altă parte v-aș recomanda o mai mare atenție pe distracții, pe sănătate, nu știu, deci dacă vă distrați sau aveți chef de distracții, da? Undeva miercuri în a doua parte a zilei. Eu v-aș recomanda o mai mare atenție, da? În special nu exagerați cu absolut nimic, cu absolut nimic, da? Cu, știu, lichide, mâncare, ce faceți voi, încercați să mențineți un echilibru. Regele de monede, turnul, o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, dar văd și un bărbat aici care poate are niște probleme, da? Parcă e cineva care se grăbește, cineva care zice vreau ceva stabil, vreau ceva sigur, unii puteți să rămâneți surprinși de o veste care apare în legătură cu o casă, în legătură cu zona rurală sau în legătură cu o persoană care este foarte rădăcinată în propriile sale convingeri. 6 de cupe, o legătură cu un suflet pereche sau cu o persoană din trecutul tău. Dar este și o zi în care balanța este foarte liniștită. Da? Poate este o zi în care și trecutul ăsta mai bate la ușă. 9 de bâte. E o oarecare teamă, oboseală, dar pe de altă parte balanța ar putea în ziua de miercuri să-și adune puterile și să facă ceva concret. Da? Concret.
Da, ceva ce nu-ți place, e ceva legat de un copil, de persoana iubită, poate e o veste legată de o problemă de sănătate a cuiva. Zodia Scorpion. Pentru tine, în prima parte a zilei, uite, atenție puțin pe drumuri de dimineață, da? Dar și pe eventualele mici inconveniente care pot apărea la muncă sau în relația cu rudele. Pentru Scorpion, ziua de miercuri, mai ales în prima parte, e foarte bună pe iubire, pe relația cu un copil, relația cu persoana iubită, pe o negociere, pe o colaborare. Deci lucrurile acolo încep să se miște altfel, iar în a doua parte a zilei de miercuri, Scorpionul este foarte concentrat pe casă și pe familie. Da? Și pentru tine, cum să zic eu, hai să începem cu Scorpionii care stăți într-o relație și lucrurile sunt bune, frumoase, liniștite, totul e ok. E, uite, acum puteți să vă faceți niște planuri împreună cu partenerul privind o mutare, o relocare, privind niște schimbări pe care trebuie să le faceți prin casă sau poate, cine știe, aveți niște discuții acolo legate de acte, de o casă, de un teren. Dar pentru Scorpionii care vă știți prin relații toxice cu sacrificii și cu minciuni și cu lucruri ciudate, uite, ziua de miercuri vine cu niște lucruri ciudate. Da? În sensul că unii scorpioni puteți să rămâneți surprinși de deciziile de viitor ale partenerului sau puteți să rămâneți surprinși acolo de un sfârșit care are loc. Da? Cei care aveți copii, la fel, poate ar fi bine să fiți puțin mai atenți, da, asupra lor, nu știu, poate să spună copilul tău că s-a îndrăgostit, că i s-a pus pata pe nu știu cine. În schimb, Scorpionii singuri, ia mare atenție pe acolo, că iubirea poate să plutească în aer, pe unde vă așteptați mai puțin. E cu pasiune, e cu trăiri intense, doar că, na, poate e bine să vă bucurați de viață și atât. Alții puteți să primiți vești bune în relația cu partenerul, pentru unii pot apărea și împăcări. Da, pot apărea și împăcări, dar și ruperi. Deci depinde de situația în care vă aflați, dacă știți că se mai poate sau nu. Acum, nu știu. Hai să vedem, dragi Scorpion, dar oricum ar fi din toată povestea asta, să știți că pentru voi norocul vine pe un sfârșit, pe o eliberare. E un noroc legat de bani, o moștenire. Norocul e pe transformări pentru Scorpion. De acolo vă vine norocul. Exact, de a lăsa ceva în urmă. Acum, fie că e vorba de iertare, fie că e vorba de vreo separare. Cei singuri, vedeți că vă poate apuca dragostea. Da? Eremitul 8 de cupe, o legătură cu zodia fecioară, dar și o zi în care Scorpionul începe să vadă mult mai clar viitorul unei relații sau potențialul viitor, e ca și cum vrei să lași în spate ceva ce nu mai funcționează. Și aici e exact ce am zis mai devreme, adică fie zici hai să dăm uitării și să mergem mai departe, fie unii scorpioni ziceți gata, închidem poarta definitiv. Următoarea carte, 9 de bâte, deci oarecare oboseală pe care scorpionul o simte, dar poate să fie și un moment în care parcă ți este teamă, da? 10 de cupe. O legătură, nu știu, cu familia, acasă. Unii e posibil să ruptați așa până la capăt pe toată povestea asta. Da? Pentru o relație, pentru o persoană dragă vouă, pentru o prietenă, pentru cineva. Dar pentru alți scorpioni, vedeți că este și un moment aici în care poate să apară o împăcare. Da? Parcă ați ieșit, nu știu, juliți, loviți din ceva, metaforic vorbind, da? Nu vă gândiți la chestii rele. Da? Nu. E ceva ce se închide pentru Scorpion, dar eu simt așa că e ca o eliberare. Da? E ca o eliberare. Zodia Săgetător. Dragi Săgetători, pentru voi de dimineață poate e ceva acolo care nu prea vă convine în relația cu un copil sau în relația cu persoana iubită. Însă, pe de altă parte, Săgetătorul e foarte bine susținut de o femeie din casă, din familie, poate este o prietenă pe care n-ai mai văzut-o de mult timp sau pentru alți Săgetători poate să fie vorba și despre o colegă de la muncă sau o fostă colegă, nu știu acum pe unde sunteți fiecare.
În a doua parte a zilei de miercuri, săgetătorul se concentrează mult pe drumuri, pe comunicare, pe examene, pe acte și uite, este un moment în care unii o să aflați de un sfârșit legat de cineva din casă, din familie, legat de un vecin, se mută un vecin, cineva din casă, din familie, termină o perioadă aglomerată sau cineva pleacă din viața voastră, se mută, alții poate aflați vești în legătură cu anturajul vostru. Cumva acolo sunt niște responsabilități pentru săgetător care fie se termină, doar că ca să finalizați povestea, poate mai aveți nevoie de ajutorul celorlalți. Poate este o veste legată de o problemă de sănătate, poate este o veste legată de o situație ciudată, dificilă, poate legată pentru unii săgetători și de un părinte, poate fi și asta. Poate fi și asta. Poate este o situație de sacrificiu care abia acum se termină. Pentru unii poate să apară împăcarea în plan personal, dar pentru alții pot fi și discuții tare serioase privind o separare. Da? Deci acolo e cu separări. Separări sau poate aveți ceva de finalizat, nu știu, finalizați redecorarea casei, da? Poate ați avut treabă pe zona aceasta. Asul de spade, 6 de bâte, da? O victorie pentru tine, o bucurie foarte mare, un nou început pentru săgetător. Dar poate să însemne și un moment în care ceva se clarifică pentru tine. Lumea, aici unii puteți avea legătură cu zona străinătății sau unii puteți să finalizați o situație care durează de ceva timp, dar situația aceasta se finalizează în favoarea voastră. Iar ultima carte pentru tine, 2 de monede. Se pare că va fi nevoie astăzi să te împarți într-un mod egal, între două situații, două orașe, două persoane sau poate e nevoie acolo să aduci liniștea, să aduci pacea într-o situație. Cineva tot amână să lase în urmă, cineva tot amână să ierte sau cuiva este greu să ierte în situația asta. Zodia Capricorn. De dimineață poate niște rude acolo, niște vecini, poate te supără, te agită, sunt niște discuții ciudate, însă până la urmă Capricornul găsește persoana potrivită care să-l calmeze. De dimineață primești niște vești bune din partea unei femei, poate este o vecină, o rudă, o persoană apropiată de inima ta. Iar în a doua parte a zilei de miercuri, Capricornul e concentrat foarte mult pe bani și uite, acum e un moment în care poți să înveți ceva legat de zona aceasta financiară, care să fie ca o revelație pentru tine. Alți capricorni, începeți să vă dați seama că e cazul să mai renunțați la anumite valori pe care le aveți. Și asta, din nou, e de bine pentru voi, pentru că sunteți susținuți. Iar alții puteți să aflați de o metodă de a face bani, însă poate alți capricorni, nu știu, începeți să vă dați seama că poate cineva a profitat de voi până acum, unii începeți să vă dați seama cum se duc banii de pe o zi pe alta pe niște lucruri care nu și-au rostul. Iar alții poate vă îndrăgostiți într-un drum scurt. Vă îndrăgostiți de o persoană și ziceți gata, mi-am găsit alesul sau aleasa. Iar alți capricorni puteți să aveți niște discuții acolo legate și de acte și de bani, o împărțire, e ceva important. Norocul pentru Capricorn vine pe muncă, pe sănătate, da? Pe muncă, pe sănătate. Poate este vorba și despre felul în care ceilalți te valorifică, dar și felul în care tu te valorifici pe tine, că până la urmă, na, trebuie să găsim un echilibru, da? Ne iubim pe noi, iubim și pe ceilalți, nu doar pe ceilalți sau nu doar pe noi. Deci, cam asta e pentru Capricorn. Unii puteți să aflați de finalizarea unui proces, finalizarea unui contract, finalizarea unei situații ciudate. Unii poate puneți de o mutare împreună, cine știe, cu partenerul sau de o călătorie undeva anume. Și avem aici 3 de cupe, 2 de spade. Da?
o bucurie mică, da? Și e ceva aici legat și de o persoană care nu prea comunică, cineva care are sufletul blocat, cineva care are inima blocată. Apoi avem 5 de bâte. Poate să fie și o oarecare discuție în contradictoriu care apare, dar în același timp văd că unii dintre voi poate ar fi bine să luați lucrurile puțin mai în joacă. Pentru că, uite, mie mi-apare lumea, adică o eliberare, lucrurile se calmează, răsare soarele, unii poate aveți legătură și cu zona străinătății, primiți niște vești bune de acolo. Te eliberezi dintr-o situație, e o închidere karmică, asta mai poate să fie. Poate să fie și cu o suferință acolo, a cuiva. Da, acum, na, conjuncția asta, să știți că poate să aducă și așa ceva, acum depinde de fiecare prin ce situație se află. Când a Venus e guvernatoarea nodului sud, deci cu atât mai mult sunt lucruri din trecut care acum revin în atenția noastră. Zodia Vărsător. Pentru tine este o zi în care, uite, cel puțin în prima parte a zilei, Vărsătorul rămâne surprins de o veste de la un copil, de la persoana iubită. Sunt niște discuții acolo ciudate și tot pentru Vărsător, în prima parte a zilei de miercuri, poate să primească niște bani din trecut. Deci cineva care îți datora niște bani sau pentru alți Vărsători poate să fie vorba despre un moment în care vă cumpărați ceva pentru sufletul vostru sau de dimineață așa vreți să vă răsfățați cu o cafea bună, vreți să vă răsfățați cu ceva anume. Iar în a doua parte a zilei de miercuri, Vărsătorul își recapătă energia, se simte invincibil și Vărsătorul poate lua niște decizii importante privind o sumă de bani, privind alimentația, da? Unii vă puteți pune acum pe un regim, iar unii cu siguranță începeți să vă dați seama cam cât valorați voi cu adevărat. Da? Este vorba și despre o zi în care Vărsătorul se concentrează atât pe banii care intră, cât și banii care ies, da, din portofel și atunci cumva acolo trebuie să vezi lucrurile mai clar. Sau, uite, pentru alți Vărsători puteți să primiți o invitație în legătură cu o călătorie, în legătură cu o călătorie împreună cu persoana iubită, împreună cu un copil. Deci pot fi și astfel de lucruri, dar acum trebuie să vedeți, acceptați sau nu acceptați. Poate e cazul să lăsați teoria în pace și să treceți la practică. La practică. De ce nu? Dar în general, uite, Vărsătorul poate să primească o avansare, o veste bună, niște bani în plus, alții pur și simplu vă simțiți bine, vă simțiți apreciați, vă simțiți liniștiți. Iar unii poate în sfârșit începe să vă dați seama că e cazul să vă mai ocupați puțin și de propria persoană, pentru că de ce nu, e important și câtă energie vă oferiți voi, da, propriei persoane. Atenție puțin pe partea asta de lichide, de alimentație, nu știu. 3 de cupe, 9 de cupe, o bucurie pentru Vărsător, poate este o atmosferă bună în jurul tău, o atmosferă bună la muncă, văd aici multă împlinire, liniște, satisfacție, iar apoi avem pajul de spade, deci e cineva care e foarte curios în legătură cu tine sau tu dai dovadă de curiozitate în legătură cu o persoană, iar ultima carte pentru Vărsător, 3 de monede, deci înveți ceva, studiezi ceva, 3 de monede înseamnă și o bucurie mică pentru tine, poate să însemne și un succes la un examen pentru Vărsător, dar parcă începe aici să studiezi mai bine un drum, o călătorie, ceva anume. Pentru unii, nu știu, poate e cineva pe la muncă, da, care va atrage atenția. Zodia Pești. Dragilor, te dimineața acolo reușiți așa să vă băgați pe sub pielea tuturor, reușiți să împăcați pe toată lumea și cu siguranță peștii primesc niște vești extraordinar de bune în prima parte a zilei de luni. Sunt vești legate de niște planuri de viitor pe care le aveți, sunt vești legate de prietenii voștri, de oamenii din jurul vostru.
Pe de altă parte, în a doua jumătate a zilei de miercuri, peștii simt nevoia de odihnă, de liniște. E un moment așa în care simțiți să dați un pas în spate. Simțiți nevoia să vă odihniți, să vă relaxați, simțiți nevoia să vă simțiți bine. Și tot pentru pești, este un moment acolo în care, știu, fie începeți să vedeți lucrurile mai clar privind o relație în care sunteți, fie unii pești începeți să conștientizați un sfârșit. Și aici fie e cu sacrificiu, fie unii pești ziceți, deci e cu sacrificiu, adică e cu sfârșit, sfârșitul unei relații, sfârșitul unei colaborări, sfârșitul unei etape, o maturizare, poate pentru alți pești, că e și Saturn acolo. Pentru alții poate este vorba despre a trece peste o situație anume, doar că na, ca să treceți peste situația respectivă, cumva pentru pești e nevoie să faceți un sacrificiu, să iertați, da, pe cineva. Pentru unii poate să fie și un moment în care aflați despre o veste de final în legătură cu o persoană foarte dragă sufletului vostru. Da? Este o persoană din casă, din familie. Peștii strălucesc de-a dreptul în perioada asta și ar trebui să profitați, dragilor, da? Aveți o aură din asta magnetică, mirifică, cum vreți voi să spuneți, da? Deci, poate să fie pentru pești și un moment în care viața bate film. Da? Viața bate film. Era acolo un scenariu de film, doar că de data asta, știu eu, lucrurile pot fi mai diferite. Hai să vedem, dragi pești, și tarotul ce zice, ce trebuie să știți. Dar poate să fie și o zi norocoasă pentru pești, da? Unii vă puteți îndrăgosti de cineva, așteptați mai puțin, poate să fie și asta. Regina de bâte, 4 de bâte, o legătură cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător, dar este și o zi în care te bucuri de viață, o zi în care ești foarte entuziasmat, ești foarte energic. Poate să fie și o zi în care vrei să te distrezi, vrei să te relaxezi, strălucești de-a dreptul, că oriunde ești vei străluci. Faetonul, o legătură cu zodia rac, dar și un triumf, o victorie. Poate faci un drum important undeva sau pentru alți pești, da, nu știu, poate ai legătură cu un rac. Pentru alți pești este și un moment în care parcă vă pregătiți de un drum sau primiți o veste bună de la drum. Ultima carte, 7 de monede, deci o concentrare aici pe trecut pentru pești. Poate primești niște vești în legătură cu o bancă, în legătură cu o sumă de bani, dar în unele cazuri văd aici că unii analizați foarte mult tot ceea ce s-a întâmplat până acum și cu siguranță rămâneți surprinși de informațiile respective. Poate să fie o victorie, o bucurie legată și de studii, poate este o victorie, o bucurie legată de o nouă persoană, o persoană mai tânără sau o persoană din jurul tău. Discuți cu cineva despre un loc în care ai fost. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile pentru ziua de miercuri. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Vă doresc să aveți parte de o zi de miercuri cât mai frumoasă și aș mai avea un mic mare avertisment. Pentru femei, încercați să vă odihniți mai mult, pentru că totuși este un moment puternic, da? Conjuncția asta s-a produs și anul trecut, dar anul ăsta Venus totuși guvernează karma, da? Nodul sud și totuși e în conjuncție cu Neptun și în momentul în care se produce acel eveniment, da, ascendentul e pe fecioară. Eu personal deja simt, da, Venus guvernându-mă că sunt Taur, deci deja simt povestea și chiar v-aș recomanda o pauză. Adică dacă se poate, încercați să vă luați puțin o pauză. Eu cel puțin poate o să fac pentru că nu mă simt bine, nu e ok, da? Bun, să aveți o zi de miercuri superbă și nu uitați că uneori viața bate film. Bate filmul, ne putem îndrăgosti, ne putem sacrifica, putem să și suferim pe conjuncția asta. Depinde fiecare, da, cam ce a făcut și cam ce îi se oferă.
Vă îmbrățișez cu drag, o zi de miercuri cât mai frumoasă vă doresc.